Bună ziua, prieteni, din nou. Mai înainte am filmat de acasă cu ciorbița de perișoare. Și ce să vă spun, prieteni, facem și noi o surpriză pentru Maria, că este ziua ei, diseară, la 12. La 12, luminița. Da, la 12. Și veni cu mama ei în fugă ca să putem să pluvăm tortul fără să spunem absolut nimic. Am plecat de acasă, am lăsat-o să facă ciorbița de perișoare, i-am dat de lucru ca să nu-și dă seama. Prieteni. Ai și din ăștia aici? Confetii ăla? Da. De 50 de lei una ca să dai pe aia afară, unde? Po mai mare, mai mică, n-ai? Nu, pe cât de mare. E prea mare. Ia, nu te grăbi, să filmi și eu cu lea. Să filmi și eu cu lea. Ia uite, uite așa tort fain. Prieteni. Maria, la mulți ani, Denisa. Și Maria, de ce n-ai scris? Nu scris așa, Maria. Nu, Denisa, așa e. Păi nu-i tuta voastră. Păi și vreau să-i fac și eu un tortuleț acum. Mai aveți timp? Facem, ce să facem? Până la diseară, măi, nu? Nu, nu până la diseară, că la 3:30 pe. La 3:30? Da, îți fac timp ce scrie la mulți ani, Maria. La mulți ani, Maria, Denisa. Ca așa o cheamă. Să mai rămasă și bani. De o acadea mai are și doamna. Păpușica aia cu e? Alu... Lumina. Alu Lumina e? Da. Alu Madalina, veni Madalina, cred că să dea comandă pentru mama ei, nu? Lumina cu stii. Lumina cu stii. Lumina de ce din nu știu. Și cât ajunge tortul ăsta, păpușă? Aș vrea și eu unul din ăla. Da, scuzați-mă, prieteni, s-a întrerupt și uitați aceea la cofetăria noastră, la Andrei. La și Andrei. Cum să mai zice? Da, la Andrei! Toată lumea știe de Andrei. Acesta e tortul lui Măriuca. Și eu vreau să-i fac un tort din partea lui Fănică, ca acesta, îmi place mult. Păpușa Barbie. Și acum mă duc să cumpăr o păpușă, da? Du-te! Îmi ia fără rochiță să-mi aduci păpușa. S-o dezbrac! Da. Aoleu! S-o aduc dezbrăcată! Da! Ce prieteni aveți, prieteni? Nu-i frumos? Modelul ăsta. Hai că trebuie să revenim, prieteni, ca să aduc și eu păpușica pentru doamna aici să ne facă și nouă tortul. Hai, revenim, prieteni. Când eu ca vință din asta să mănânc și eu tau. Gata, venim, prieteni. Ia, tort. La cea mai frumoasă domnișoară. Ia, să vedem tortul cu Măriuca. Ia, uite pe Măriuca. Brunetă tot ca ea, păpușă, da. Barbie. E frumos. Îi dați voi părul acasă, îți faceți părul. Lasă-l așa. 50 de lei cât face asta? 30 de lei. 30 de lei. Să nu cadă păr, de asta l-am legat. Tu ce mă... Așa să te iau pe YouTube. Ce pofticios ești. Mamă, ce faină este. Câte artificii? Să nu vezi. Cum să nu? Pune unul. Unul? Unul, până nu poți să-i pui mai multe. Păi nici nu vrei unde să pui niște aia. Una. Și mai luăm și ziua. Păi unde o pui? Până unde nu avem unde să o punem, a? Pusărăm pe ăla unul, nu? Îi pusărăm 16 pe ăla. Da, pe ăla. Da. Și artifică. 287. Denisa? Maria. Maria. Ce părere aveți, prieteni? Dar cu ce mi-l făcuși, că nici nu te întrebai. Merg pe mâna e ta. E cu altceva decât celălalt. Unde are? Caramel, ce? Da, e caramel, ciocolată, mascarpone, în alălalt ai Raffaello și caramel. Ulei. De fapt. Merge, merge, la sunt diferite ca tot. Da? Da, ca și negândire să vi le facem diferite, că le mâncați tot în aceeași casă. Dar cum facem cu ăștia, Ionica? Cu ăștia ne dăm de gol. Ești nebun să mâncăm. N-am cutie să vă dau la asta. Aoleu. Păi ce fac? Stai să mă uit pe cauă. Nu, promit că găsesc, dar mă uit pe cauă. Dat în mintea copiilor. A treia. A treia? Stai poftă.
10 dozători jumeche de cafea. Ce-i bun? Îmi place tot. N-am vrut să-i mai fac eu ni... Că a făcut mama sa inimioară și eu făcut păpușa Barbie. Că da, de copii. Păi ea nu e copil. Pentru mine e copil. Ce vrei de la ea, 16 ani? Ești nebună la cap. Păi ia o pleșnic. Să se depună? Mulțumesc. Pe cine să mai chemi să mâncăm pleșnicul? Păi de ce la că îi duc eu, lufănica meu? Cui să, pe cine să chemi? Nu m-a chemat pe nimeni. Unde-i fratele meu, Andrei? De la Preva. Ai terminat casa? Nu, mai are. De ce mai e? Intră acolo. Aia este o reparație de se pune pe tort. Bine. Super. E bine? E bine. Și nu se vede și... Da. Îi puneți frigider. Neapărat să-l țineți în frigider, că e umplut acolo. Până la 12. Unde apa? 3 lei. Iau ce-am zis să bărbatul meu, că-i făcui păpușă. Că e păpușă la 16 ani? Da, pă, ia... E cam mare de păpușe. Acum, pentru mine e tot copil. E cam mare de păpușe. Uite, mama, și tata are tot copil. Nu, sunt mama, soacra. Hai, mulțumim, mulțumim. Hai. Am revenit, prieteni, de aici, de la florărie, de la noi din Strehaia. Și am venit să-i dăm comandă pentru buchete de flori, pentru Măriuța. Am venit împreună cu mama ei, cu Luminița. Luminița, uită-te în coasă, să te vadă lumea. Și ea este Andreea, șefa, vecina noastră, șefa de la florărie, care ne face buchete frumoase pe comandă. Mădălina pregătește și ea pentru mămica ei, că e ziua lui mamă sa. Și lui Maria. Uite și trandafir frumos. Andreea, ar mai fi o chestie, dacă nu-i Andreea perfect locul. Să-i fac în aflata. Andreea ne face pe comandă, ne aduce flori ce vrem noi. Și acum să vedem ce facem pentru Maria și pentru mama lui Mădălina. Este și ziua ei tot diseară la 12. Uita și trandafiri frumoși. Da, dar vreau să-mi pui eu scripici pe ele. Hai că revin, prieteni. Prieteni, am revenit. Pentru că am luat florile, acum ni le-a dus vecina noastră, Andreea, îi mulțumim foarte mult. Uitați ce buchet frumos. Avem două sărbătorite. De ce să nu te filmezi? Zici și tu, la mulți ani pentru maică ta. Lasă-mă acum. Cum? E ziua lui mama lui Mădălina, îi urăm la mulți ani. Mama nu se uită la vlogurile tale, degeaba zic. Da. Nu se uită. Ba da. Uite ce, primite, ce primește mama lui... Mădălina, acest jântuță, portofeluț, cum să-i zic, mădă, ăsta. Vedeți? Deci e scrisă pe ea pentru mama ei. Te iubesc, mamă. Să vede aici, prieteni. Și ăștia sunt pentru Maria. Ăsta i l-a făcut fănică. Ăsta, frasul, sau taică sau, nu știu, nini de buchetul. Cred că mama e de asta. Da. Vedeți, prieteni, ce părere aveți de florile astea frumoase? Are inelul, Maria, e de Mario. Da? Da. De inel nu știam.
Nu știu, și să îl pun undeva, nu știu. Sau are acasă vreo cutiuță? Ar fi frumos să îl pun în flori, dacă e. Hm? Să vină să îl pun aici undeva, sută. Inel, nu știu da, ce inel. Inel. De aur. De aur. Uite aici, mi se pare asta prea sus. Prea sus? Da, sunt foarte frumoase. Ia unde-i tortul lui maică ta? Îl pitulaș. Prieteni, ne facem surprizele astea fără să știe. Că nu-i mai scot. Ăsta e al lui mama lui Madalina, ăsta e al lui Maria, care l-a făcut cadou mama ei și eu am făcut păpușa aia, mi-a plăcut păi mult. Da, dar e dincolo păpușa. Da, știu că e în frigiderul Aland. Mi-a plăcut mult forma aia cu păpușa aia, știi? Mi-a plăcut și mie, că l-am văzut. Da? Dar eu îmi râdea de mine, ce, parcă e copil mic. Nu, nu știu, dar... O să-i placă. Tu copile, nu? Da. Gata, hai ca să nu ne prindă Maria. Și acum ieșim afară la poartă, stăm la bârfă. Stinge becurile, Madalina. Gata. Și revenim, prieteni, când o să-i facem surpriza mare. Uitați, prieteni, trimitem un tort la domiciliu. Surpriză la domiciliu. Hai, Lucica, mergem și noi cu ei. Nu tot, tot, ca ce nimic, e mai mișor. Hai, Lucica, mergem. Hai, fată. Hai că nu stăm. Să vezi câți ani face mama. Câți? Ce-i faci, fată? 63. 93, fată. Cât? 93. 93. Nu, fată. 39 de ani face. 39? Da. Mulți înainte. Dar îl pun invers, așa. A, fată, nu fai buză de ea. O faci bătrână. Ia stai. Nu, mă, dă, filmează-mă și pe mine. Cum i-ai pus așa la treiu? Uite așa, mă. Așa, așa. Și artificiu? Îl pui mai culea. Culea. Băgă-l. Ce vor face ăla aici? Aici. Aici. A? Să cu amandolinu. Așa. Gata. Ho, ho, ho. Băgași tu. Hai, da-ți prieteni. 39 de ani. Lumină mulți înainte, să fii sănătoasă și îți dorim toată fericirea din lume. Ia-l în brațe și du-te, du-l mămica ta, că eu nu pot să vin ca să pregătesc și eu pentru Maria. Da? Pune asta așa, să o iei în mână. Să-mi lângă paradă, îmi pot lângă asta. Închid? Asta am mandat. Gata, prieteni, am revenit. Pregătim colea. Cât este ceasul? Cât este ceasul? 11 și un pic. 11 și un pic. Ce emoție are Fănică. Da. Uitați cadoul care l-a făcut Fănică, tortulețul. Eu? Că ea e cu bușa Barbie. Și buchetul ăla de flori. Nu, cu tot. Da. Gata? Dic. Da. Cu ce mucă? Dar nu mă tu mai nu-mi iar. Ia foc la păpușa părul. Bine, dar am mai treabă de tu ăla. N-ai? Da, mă, la cum mă gălătă. Exact ăla. Mai dur. Cadea? Da. Bă, dar jean pot ori dodui. Ce-o? Și unde va pri? Sută tu de ani. Tu? Da, tu unde vrea pe ăla. Și-o blocă ta pe ăla. Tu ce trebuie n-ați dui pot tortul? Da, da. Jean. Nu mine bună, jean. Nu, 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 nu-i problemă, Irina de la Strehaia are și ea canal de YouTube, dar vorbește țigănește. Să țigan, că de ce mi-a zis, nu mi-e rușine. Și pe vlogul tău tot așa vorbești? Tot așa. Tot așa, că sunt țigan. Așa, ține-l niște pahara pentru. Nu, niciodată că vedeam să am mică problemă. Dani. Poți să iei tortul? Sau? Poți să iei tortul? Bă, da, dar se rog cu să-l dau eu acolo, în mâini. Nu știu, nu știu. Nu știu. Ce-ai zis tine, da? Vreau să-l zic acolo? Ca să-l zic, ce-o trebuie. Păcă mi-așa? Da. Ca să-l zic. Hai, mamă, la brigheta să-l zic. Ca să-i dea? Șubă asta. Aha. Mai. Hai, boxa, n-ai boxa, ei! Alo! Am iei mare din față! Doamne, nu... Vlogul! Încrapt gumii!
Cum se? Cum? Ce e? Igia țanelas. Bujanghila. Dai tu boxa ținului. Nu mai. Hai că mergem și așa, că avem vlogurile și nu mai punem boxa. Da, I want to talk to you.